Deci, în cadrul aeroportului, aici am fost imediat, a trebuit să răspund la unele întrebări. Ce localități am vizitat, dacă ne cunoaștem toți din grup, dacă cineva din grup a părăsit vreodată grupul, cine ne-a fost ghid în Israel, cine a fost șoferul microbuzului, dacă am lăsat bagajele nesupravegheate în microbuz, dacă am primit cadouri în Israel, dacă aveam ceva cunoscuți în Israel. Deci, când bagajele noastre au intrat în aparatele unde se verifică dacă avem ceva metale, chiar bagajul meu, jamantanul meu, a fost suspect și am rămas ca să mi se controleze în jamantan. Deci am o tânără, au luat tot ce am avut în jamantan, au găsit vizita cărți frumoasă despre vizita în Țara Sfântă, deci n-am avut ceva periculos. Așa. Deci am trecut de acest control, am fost bucuros să le spunem celor de la ghișeu, Am Israel Hai, care înseamnă poporul Israel trăiește. Ei ne-au răspuns prin zâmbete la poarta unde am așteptat, am observat că aproape toți suntem români. Cu același avion s-au întors cei care merseseră cu grupul Patriarhiei Române din București. La urcare în avion am spus Shalom și din nou Am Israel Hai și un domn dintre cei de la bordul avionului ne s-a spus în românește mulțumesc cu un zâmbet de bucurie. Imediat după decolare s-a înoptat, așa că nu am văzut nimic pe geam, așa cum am văzut când am venit în Israel, că era ziua. Am avut bucuria pe avion, aici am fost servit și la plecare și la întoarcere de către stoardese cu mâncare, cu suc, deci am avut foarte frumos bucuria și m-am bucurat chiar eu personal, am vrut să vizitez avionul și chiar am mers la toaletă să văd în avion cum este foarte, foarte frumos avionul era. Deci am ajuns în aeroportul, fericit în aeroportul Otopeni, unde la decolare, deci la aterizare și la decolare și la... Deci s-a bătut din palme, deci când am ajuns jos la sol. În Otopeni am fost așteptați de frații din București, fratele Nicolae Ioan, unde am plecat la el acasă și ne-a cazat, iar dimineața am plecat la gară, unde am luat acceleratul și am plecat spre Cluj. Deci am avut o foarte, foarte frumoasă bucurie când am ajuns, pentru că Tatăl ne-a cinstit ca să facem această scumpă și frumoasă vizită și am avut bucuria ca să spunem și la alții frați și alții cunoscuți despre această frumoasă călătorie în țara pe unde umbla Domnul, pe unde umblat apostolii, pe unde umbla profeții și că țara frumoasă care în curând va fi bucuria întregului pământ, muntele Sionului și Israelul și Ierusalimul. Deci, va rămâne pentru mine și pentru noi o amintire frumoasă pentru tot timpul vieții și vom mulțumi lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această frumoasă ocazie la care parcă n-am meritat-o, parcă o dorem, dar vedem un lucru imposibil ca odată să fim în Țara Sfântă și să vedem locurile acelea frumoase. Domnul să... Îi mulțumim Domnului și fraților care au lucrat pentru ca, obosit pentru ca noi să putem să facă pregătiri pentru a ajunge în această seară. Domnului să-i mulțumim pentru totdeauna. Amin.